Sala mare a primăriei municipiului Câmpulung a fost în această după-amiază plină până la refuz. Elevi, cadre didactice, dar și părinți au venit cu toții la concursul organizat de Școala Gimnazială Teodora Man. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Școala Gimnazială Teodora Man organizează cea de-a 5-a ediție a concursului județean Magia Sărbătorilor de Iarnă. Au răspuns invitații instituțiile de învățământ din municipiul Câmpulung, iar dintre localitățile învecinate, doar Școala Gimnazială din comuna Stoienești a avut reprezentanți pe scena concursului a ajuns la 5-a ediție. Mergem acum la Poalele Munților Leota, la Școala Primară Stoienești, unde Băcioiu Alexia ne va cânta deliciile iernii. S-a concurat la secțiunea interpretare vocală a unui colind sau cântec de iarnă, iar juriul, format din cadre didactice, a avut misiunea de a analiza prestația fiecărui elev sau grup care a urcat pe scenă și de a le nota evoluțiile. Școala Teodora Man dorește să promoveze portul și tradițiile populare. Mulțumim tuturor participanților și îi așteptăm în fiecare an.